că o greșit foarte mult aici. Și ultima întrebare pentru tine, o destoinică și foarte înțeleaptă, după cum se pare, româncă din Londra. Cum evaluezi declarația lui Gabriel Liceanu, ca și a domnului Alex Ștefănescu de acum 3 zile, că acești doi scritori ar face ei pușcărie numai să plece Dragnea? nu știu cazul, nu l-am urmărit, dar tot ce pot să spun e că diaspora întotdeauna, deci noi toți cei care am venit în Occident și am trimis foarte mulți bani acasă și am susținut într-un fel economia țării, eu am cumpărat proprietăți inclus și plătesc o grămadă de taxe și contribui, cu totul că sunt aici de 18 ani, contribui și aș vrea să mă întorc, dar odată ce PSD o să mai câștige, eu o să vând tot și nu o să mă mai întorc în țara aia niciodată și cred că mulți din diaspora gândesc la fel. Mulțumesc foarte mult, la Londra! Dacă s-a ajuns să spună, au apărut oameni care au spus, stau eu la închisoare în locul lui Dragnea. Nu mai să plece. Doamnă, cred că în clipa de față, în grupul ăsta, există vreo 4-5 oameni care sunt dispuși să-i facă condamnații. Și eu mă înscriu primul pe listă să preiau o parte din condamnare. Vă spun sincer că mi-aș da parte din libertate cu gândul să salvez țara de asemenea monstruozități. Și în loc de asta noi facem discuții la GDS cu legile justiției. Mergem la Constanța. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, domnul Tudor Bardu. Bună seara, Florine. De la Constanța sunt și eu. Te ascult cu drag. Referitor la ceea ce ați întrebat, cine ar fi mai bun în locul lui Dragnea? De așa fel încât, atenție, să ne fie bine nouă, românilor, nu lor. Păi știți cum e, că era poanta aia bună. Dom'le, dar noi n-avem ouă pe vremea lui Ceaușescu. Ba da, noi avem, ei nu au. Nouă n-are cum să ne fie bine, m-auziți? Da, te aude toată România. Nu are cum să ne fie bine, nouă ca popor, câtă vreme suntem conduși de indivizi precum Năstase, Ponta, Dragnea, toți trei urmăriți penal. Eu cred că suntem rușinea omenirii, o țară ai cărei prim-ministri au ajuns în vizorul justiției pentru furt. Nu pentru păreri politice, nu pentru convingeri și altceva, pentru furt, pur și simplu. Și este o rușine ce se întâmplă. Tragedia este alta. Uite, vreau să-ți imagini cu unul dintre miniștrii Europei, care accidental este româncă, este fostă ziaristă. Eu o cunosc pe Corina Crețu din 1990, finalul în 90, când începea și ea cariera de jurnalist, cred că la România Liberă, dacă nu mă înșel. Da, o cunosc, o știu. Da, iată, avem imagine aici cu Corina Crețu, este împreună cu doamna Daciana Sârbu, căsătorită Ponta. Aici este Corina Crețu, întrebare. Corina Crețu a plecat din presă, a fost ziaristă, apoi a ajuns foarte aproape de domnul Ion Iliescu, în sensul că lucra la biroul de presă pentru PSD, pentru PDSR în vremea domnului Iliescu, a fost foarte apreciată de domnul Iliescu. Acum este nici mai mult, nici mai puțin decât unul dintre miniștrii Europei, europarlamentar și comisar, adică membru în Guvernul European, în Comisia Europeană. Întrebare, este o variantă de preluare a PSD-ului, doamna Corina Crețu? Nu cred și vă spun de ce. De ce? E Corina Crețu, din câte am observat în atâția ani de zile, este o femeie foarte deșteaptă. Corect. Foarte bine pregătită pe domeniul pe care lucrează. Foarte corect. Și nu cred că ar fi de acord să revină în mocirla politică din România. Păi băi, prietene, dacă oamenii... Ce... Păi dar știi ce spui tu? E o tragedie ce spui. Că dacă oamenii mai valoroși, mai deștepți, mai pregătiți în domeniile lor nu sunt... cum să zic? Nu au chemare... Atunci lasă-o, doamne, iată. Mare poate au, dar nu au loc. Am nu înțeles. Nu sunt lăsați. Ce să caute? Pe cine să... Nu are loc să intre în România. Am de înțeles. Asta cred că a și plecat, că s-a săturat de porcăriile pe care le-a văzut și le-a trăit în România. Stai și la telefon, preferă... că vreau să-ți arăt ceva. Se cântă la Ploiești, se cântă imnul național, asta e poziția. Nu, n-avem sunet, o să am și sunet, ambianță un pic. Se cântă imnul național pentru că aia e poziția președintelui României când se cântă imnul țării, cu mâna dreaptă la inimă.
Aici este o adunare foarte interesantă la care participă președintele României, Klaus Werner Iohannis, îl și vedeți. Vorbesc și cu tine, vorbesc și cu ceilalți care se uită la emisiune. Da, stimați telespectatori, este un periplu prin marile orașe ale țării, plecând de la ideea că intrăm în anul centenarului Marii Uniri. Îl felicit pe Iohannis că a ajuns în capitala prahoveană Ploiești și că participă la această masă rotundă, la această reuniune care se leagă de centenar. De ce îl felicit? În primul rând pentru că dă semnalul că poate coborâ din turnul de fildeș numit Cotroceni și poate merge în țară, iar Ploieștiul este unul dintre marile și foarte importantele orașe ale țării, ca de fapt tot județul Prahova, un județ foarte puternic, și dă un semnal extraordinar. Dacă va cuvânta și cu certitudine o va face, vom lua și noi în direct declarația președintelui. Cum ți se pare, prieten drag, la telefon, cum ți se pare faptul că s-a ajuns ca scriitorii României să ofere să meargă în pușcărie în locul lui Dragnea? Este o metaforă pornită dintr-o disperare. Din disperarea unui om, a unei categorii, a elitei, pentru că orice s-ar spune, domnul Liceanu este în elita intelectuală a românilor și asta nu poate fi contestat, și cred că este mai degrabă o metaforă, să zic așa, o disperare pe care o resimte orice om de bun simț și care mai simte ceva pentru țara asta. Mersi mult de tot. Mergem la următorul telespectator cu preavizul că dacă vorbește la Ploiești președintele, o să luăm și noi în direct spusele domniei sale. Unde mergem acum, Teddy? La ce? În Maramureș, bună seara, sunteți în direct. Bună seara, domn Barbu. Te ascult cu drag. Domn Barbu, la noi este o vorbă. Oprește-te să-l ascultăm împreună un pic pe președinte și apoi vorbim noi doi. Mulțumesc, domnule rector, domnule primar, onorată audiență. Dați-mi voie să vă spun în primul rând că sunt foarte bucuros că am ajuns astăzi aici la Ploiești. Recunosc că au trecut aproape 3 ani de când am fost ultima dată aici și cred că e locul potrivit pentru a începe o discuție pe centenar și marile orașe care în definitiv au contribuit hotărător la dezvoltarea României așa cum o cunoaștem noi astăzi. Acum, sub formă de introducere, poate, o să vă spun câteva idei legate de centenar, de Ploiești, de orașe, dar scopul principal al întâlnirii noastre aici este discuția care urmează și sper că ați pregătit întrebări complicate. Este un moment simbolic, cum nu se poate mai potrivit, pentru a pune bazele unor proiecte concrete, ancorate în viziunea și tehnologiile viitorului, care au potențialul de a schimba cu adevărat fața țării noastre pentru cel puțin următorul secol. Cred că la 100 de ani de la Marea Unire nu avem nevoie de lozinci și de ceremonii fără substanță, ci avem nevoie în primul rând de fapte. De aceea vă felicit pentru eforturile dumneavoastră de a face mai mult pentru comunitățile pe care le reprezentați. Remarc, la nivelul administrațiilor locale, interesul din ce în ce mai crescut pentru o temă foarte adecvată prezentului, și anume dezvoltarea smart. Ne-am întors, stimați telespectatori, pentru ultima parte a emisiunii de astăzi. În plasmă deja aveți o dovadă a prostelii fără margini pe care o fac ăștia cu noi. Când spun ăștia, mă refer
aproape la toți decidenții din țară. De ce spun că este o prosteală maximă? O să citiți imediat, o să dăm pe ecran să fie perfect lizibil acest material. Averea, uriașa avere a lui Liviu Dragnea, pusă sub sechestru. Absolut halucinant. Unul dintre oamenii cei mai bogați din România. Se vorbește despre foarte multe sute de milioane de lei, milioane și milioane de euro, tel, drum de ani de zile, ciordeală la drumul mare, drumuri făcute numai pe hârtie. Ei, o să vedeți ce avere a fost pusă sub sechestru de către legea română în ce îl privește pe Dragnea. Înainte de asta, vreau să-l mai ascultăm o dată pe Adrian Năstase, atenție mare, și la ce spune, sunt imagini document, Adrian Năstase la final de carieră politică. Vreau doar să marcați faptul că, așa cum vedeți și în imaginea aceasta, aici este Dragnea. Uitați-vă bine la imaginea asta. Liviu Dragnea, președinte al Partidului Social Democrat, azi când vorbim, lângă el, Codrin Ștefănescu. Inegalabilul, valorosul Codrin Ștefănescu este aici. Eu n-am vrut, pentru că a murit, Dumnezeu să-l odihnească, a murit Vadim Tudor. Avem imagini la B1 TV cu Vadim Tudor la Teatrul Odeon, aici lângă noi, la doi pași de noi, de B1 TV. Era Vadim pe treptele Teatrului Odeon și imediat lângă umărul lui, lângă urechea lui, lângă mandibula lui, era același Codrin Ștefănescu. N-am nimic cu Codrin, eu mă cunosc cu Codrin din timpul Revoluției. N-am nimic cu el, dar mi se pare bizar, absolut bizar, cum el este acolo unde se termină carierele politice. Vadim, când îl avea de-a dreapta lui pe Codrin, era pe final de carieră politică. Dragnea, da? Iar o să vedeți imediat, o să vedeți imediat unde se afla Codrin Ștefănescu când i se încheia definitiv cariera politică, sau mă rog, aparent definitiv, cariera politică lui Adrian Năstase. Cine credeți că este responsabil pentru situația în care vă aflați acum? Eu m-am referit la faptul că după alegeri s-a instaurat un nou regim politic. Acel regim politic a hotărât să facă un război cu trecutul și cu adversarii politici. Eu am fost considerat probabil cel mai important în vremea aceea. Acum nu mai știu dacă este doar o inerție, o remanență a acelei hotărâri sau în continuare, cum spunea domnul Lezăroiu, unora le este teamă că aș putea candida la alegerile prezidențiale de anul viitor. Mergem direct în nordul Europei, la Stockholm, și îi mulțumesc lui Andrei că a stat minute bune alături de lui Nicolae, iartă-mă. Nicolae, ești în direct. Alo? Alo. Da, ești în direct, te auzim. Te auzim cu drag. Da, da, sunt în... Da, vă aud. Ia zi, Nicolae, cum se vede din nordul Europei, cum se vede ce e acasă aici în România? Domnul Barbu. Da. Alo? Da, am spus da. Alo, domnul Barbu, din nordul Europei, nu vreau să spun că din Suedia sau din Stockholm, din Suedia, ca să nu zic românii, lasă-mă în pace, lasă-mă în pace cu Suedia ta. Din nordul Suediei, din nordul Stockholm, din nordul Europei se vede România o mare catastrofă. De ce? Este mai exact ca o catastrofă nucleară. De ce, domne? De cei care sunt de aproape 30 de ani la putere și au confiscat pe țara. Spune-mi și mie, te rog frumos, după părerea ta, cine ar trebui să ia locul lui Liviu Dragnea la conducerea PSD-ului ca să fie bine pentru români? Cine se ia din, oricum din PSD și nici din PNL și din toate partidele. Indiferent din ce partid, toți sunt o apă și un pământ. Bine. În 28 de ani de când țara aia este confiscată, toți s-au jefuit, toți la curat, toți. Așa ceva nu o să vedeți, n-am auzit, sunt acuși de 30 de ani în Suedia, în țara asta, așa ceva nu am auzit. Imunitate pentru hot, imunitate la curat, imunitate la jefuit țara, imunitate la îngenunchiat poporul, imunitate să fugărești un popor dintr-o țară, așa zisă, democrație. Mersi mult de tot. Mai lăsați, Teddy, mai lasă puțin averea lui Dragnea să o citească fiecare cu rând, cu rând, literă cu literă. Așa, citiți ce scrie pe ecran ca să vedeți cum arată o bătaie de joc în România anului 2017. Uitați-vă, citiți ce scrie. Asta este averea pusă sub sechestru. Dacă aveți vederea mai slabă, apropiați-vă de televizor, puneți ochelarii de citit.
Citiți, oameni buni, și cruciți-vă. Aceasta este averea celui care este supranumit unul dintre cei mai bogați oameni din România. Păi dacă e unul dintre cei mai bogați oameni din România, aceasta este averea pusă sub sechestru. Nu e bătaie la, bătaia de joc nu e maximă la adresa poporului. Ba da! Bineînțeles că e bătaie de joc maximă. Mergem mai departe. Bună seara, în București, Luminița, ești în direct. Bună seara, domnul Barbu. Să rămână. Ce vă spun eu? În primul rând îl felicit pe domnul Dragnea pentru că a făcut așa o avere frumoasă să-i trăiască. Nu asta îmi stă mie în gât. Problema este dacă un om are averea sub sechestru, omul acela fiind unul dintre cei trei decidenți politici ai României, alături de celălalt președinte de cameră din Parlament și alături de președintele țării, poate acest om să mai garanteze litera Constituției? Pentru că Constituția e un text care ne garantează nouă drepturile civile, cetățenești. Cine garantează Constituția? Cei trei decidenți care sunt în fruntea țării. Dacă acești decidenți sunt sub sechestru, care mai este, cum să spun, ce anume ne mai dă nouă garanția, că în momentul de față nu am nicio garanție, ne mai dă nouă garanția că nu suntem atacați de instituțiile de forță ale statului? Spune-mi, după părerea ta, care este varianta cea mai bună la șefia PSD-ului pentru ca românilor să le fie mai bine? Dacă m-ați întrebat pe mine, uite ce vă spun. Cea mai bună variantă este acea persoană care o să oprească acțiunile de lichidare fizică a mea pe care SRI-ul le face de 13 ani sub pretextul, sub lozinca apărării siguranței naționale. Mulțumesc foarte Mulțumesc foarte mult. Mergem la Galați. Bună seara, Mihalache. Bună seara, domnul Barbu. Bună seara, domnule Mihalache, sunteți în direct. Da. Eu o să vă prezint prima dată opțiunea mea politică. Sunt social-democrat. Să vă dea Dumnezeu sănătate, bravo. Din naștere, dar nu votez cu PSD-ul pentru că nu oferă absolut nimic pentru binele poporului român. Păi ca social-democrat din naștere, cu cine votați? Când va fi un partid social-democrat, așa cum, adică cu o doctrină social-democrată puternică și profundă, atunci voi vota cu... Vreau să vă spun în legătură cu cine ar putea să conducă PSD-ul. Corect. Domnul Barbu, știți cât de livid Dragnea sunt în țară în momentul de față? Câți? În fiecare județ, la conducerea județului, cel puțin unul. În fiecare primărie, la conducerea primăriei, cel puțin unul. Deci, în toate primăriile din România. Și așa mai departe. De ce spune-mi, te rog frumos, domnul Mihalache, spuneți-mi, de ce atât de mulți oameni îi vor capul absolut hotărât lui Dragnea? Deci, de fapt, în spatele... Deci, nu vor capul lui Dragnea, domnul Baru, cetățenii sau poporul român, să spunem, vor să dispară din România hoția și corupția, pe care o văd întruchipată în spatele unor lideri din PSD sau, și nu numai din PSD, și da, din alte partide, nu vreau să spun. Corina Crețu, dă full screen toate filmele cu Năstase Ponta și Dragnea Teddy. Full screen. Spune-mi, te rog frumos, dacă doamna Corina Crețu este o variantă de lucru pentru șefia PSD-ului în opinia ta. Deci, în opinia mea, o variantă pentru conducerea PSD-ului ar fi fost cineva care în momentul când domnul Dragnea a primit o sentință definitivă și irrevocabilă de condamnare la 3 ani cu suspendare, să declare în 24 de ore, să spunem, la momentul respectiv, că nu este de acord și că nu mai susține un asemenea om la conducerea partidului. Dacă nu a făcut-o în 24 de ore, nici un membru din conducerea PSD-ului nu mai are autoritatea morală să vină acum și să spună că vrea conducerea partidului. Trebuia să se dezică de un cetățean care cu condamnare penală... Mersi mult de tot. Nu schimbați banda asta galbenă, alternați-o cu benzi roșii, e foarte corect ce scrie jos. Imagini, document vă prezentăm, stimați spectatori, cum și-a devorat PSD-ul liderii cu ajutorul DNA-ului. Și pe Dragnea acum, și pe Ponta înainte, și pe Năstase înainte, și dacă vreți și pe Joană. Dar la Joană lucrurile au fost un pic mai soft, așa n-a fost decât
martor, de-aia nici nu l-am inclus pe Mircea Joan în filmul ăsta, dar cei trei președinți ai Partidului Social Democrat, domnul Năstase, pe care îl vedeți acum în imagini, domnul Ponta, pe care îl veți vedea imediat în imagini, și apoi domnul Dragnea, pe care l-ați văzut și probabil că îl veți mai vedea la DNA cu rupere de picioare, cabluri și camere de filmat, sunt toți trei șefi ai Partidului Social Democrat. Unul dintre dânsii fost premier al României, unul își dorește să devină premier al României, mă refer la Dragnea, iar celălalt a fost premier al României, și mă refer la Ponta, și a vrut să fie și președinte. Nu e drept că și domnul Năstase a vrut să fie președinte. Bine, mergem în Timișoara. Bună seara! Bună seara, domnul Varbu! Domnul Varbu, nu știu, dar chiar atâta de proastă e toată țara asta noastră? Nu știu să răspund la întrebarea asta. Deci PSD-ul chiar crede că toată țara e lor? Da. Ai scăpat de Ceaușescu, ai dat de dracu de Iliescu. Ai scăpat de ăștia, ai dat de Dragnea. Păi ăsta e mai rău ca și Iliescu. Iliescu cel puțin n-a fost acuzat niciodată că a furat un leu. E adevărat că sub Iliescu s-a distrus o țară. Aia e altă treabă. Cine a prins țara cu toată spuma, cu toate uzinele și tot? Iliescu și cu Roman. FSN-ul, nu? FSN-ul, Roman Iliescu, da, bineînțeles. Așa. Și ca înlocuitor lui domnul Drăgănel, cine să puneți din PSD-ul? Că hățurile tot la, să nu spun un cuvânt mai urât că e pe post, tot la bătrânei din spate sunt. Hățurile partidului. Că nu face nimeni de capul lui în PSD-ul. Da. Mersi frumos pentru telefon. Totuși trebuie să te întrebi pe tine dacă doamna Corina Crețu este o variantă de preluare a șefiei PSD. Nu știu, eu nu că e din partea noastră, din partea Banatului, partea Carașului, dar eu zic că Zindeanu ar fi o soluție dacă nu se complace în situație cu ei. Da, mersi mult de tot. L-a sunat Teddy, l-a sunat pe Codrin. Îmi pare rău, Codrine, că te-ai supărat. Am înțeles că te uiți la emisiune și mă bucur că faci chestia asta. Îmi pare rău că te-ai supărat, Codrine, și m-ai făcut birjar și că nu intri în emisiune, că te-am făcut zob. Dar nu te-am făcut zob, am întrebat doar. Doar am întrebat. Și am întrebat, dragul meu, Codrin Ștefănescu, cu bun simț și temeinic, cum se face că tu apari în imagini de-a dreapta, lângă umăr, și la Năstase, când se ducea pe toboganul istoriei din punct de vedere politic, și la Dragnea acum, bine, și la Vadim pe vremuri, dar ți-am zis de Vadim, chiar nu vreau să vorbesc, că s-a prăpădit, Dumnezeu să-l odinească. Eu am vrut să te sun în direct, tocmai în spiritul bunei credințe. Și de-aia te-am și sunat. Dacă te-ai supărat, îmi pare rău, nu e prima oară când te superi pe mine și probabil că nu e prima oară când o să ne împăcăm. Mergem în Onești, bună seara, sunteți în direct. Să trăiți, domnul Barbu. Și dumneavoastră. Crăciun, am mai discutat amândoi acum vreo 2 luni. Foarte bine, Brenea, Crăciune, să fii sănătos. Spune-mi, te rog frumos, cum ți se pare că Liceanu și Alex Ștefănescu, doi scriitori, Gabriel Liceanu și Alex Ștefănescu... Stai puțin! S-au oferit să facă pușcărie în locul domnului Dragnea, doar ca să scape țara de el. Cum ți se pare că au ajuns scriitorii neamului să se ofere la pușcărie în locul lui Dragnea? Domnul Barbu. Da. Noi am discutat acum 2-3 luni în urmă. Totul pleacă de la caracterul nostru al românilor. Acest Dragnea n-ar fi ajuns derbedeau ăsta niciodată președintele Camerei Deputaților dacă noi, poporul român, nu votam acest partid de hoți. Domnul Dragnea este un om onorabil, să nu-l jignești că-ți închitele cu rutele. Nu, domnule, odată ce nu poți să te angajezi ca femeie de serviciu, fără cazier, iar el, președintele Camerei Deputaților, e un pușcărie. Despre ce vorbim, domnul Barbu, acum? Doamna Corina Crețu, pe care... Cum vă explicați dumneavoastră că el a făcut averea când dintr-o muncă cinstită nu poți face un veceu la o casă? Am înțeles. Spune-mi, doamna Corina Crețu, pe care acum o vezi alături de soția domnului Ponta în imagini, aici, de Daciana, da. Ponta. Doamna Corina Crețu, ministru în Cabinetul European, în Comisia, da, Europeană, poate fi, în opinia ta, o variantă de preluare a PSD-ului? Poate fi o variantă în locul lui Dragnea dacă se debarasează de PDSR. Pentru că acest partid a născut numai monștri. Uitați-vă de la Năstase încoace. Au făcut averi de sute de milioane de euro și au făcut 7 luni de pușcărie. Bine, să-ți dea Dumnezeu sănătate, poate ne mai auzim. Mulțumesc! Da.
Dacă s-a ajuns să spună, au apărut oameni care au spus, stau eu la închisoare în locul lui Dragnea. Numai să plece. Doamnă, cred că în clipa de față, în grupul ăsta, există vreo 4-5 oameni care sunt dispuși să-i facă condamnați-l și eu mă înscriu primul pe listă să preiau o parte din condamnare. Vă spun sincer că mi-aș da parte din libertate cu gândul să salvez țara de asemenea monstruozități. Și în loc de asta noi facem discuții la GDS cu legile justiției. Mergem la Galați. Bună seara, Mitică, ești în direct. Că trăiești, domnul Barbu. Cum ți se pare, Mitică, faptul că doi scriitori, Alex Ștefănescu și Gabriel Liceanu, se oferă să meargă în pușcărie în locul lui Dragnea doar ca să scape țara de el? Domnule, dacă cumva de-au vorbit și acești indivizi, și Liceanu, și cu Alex Ștefănescu a vorbit, și românul nostru nici acum n-a înțeles măcar, așa, măcar să înțeleagă ceva de spus în ăsta, cu toate că e un dobitoc ieșit din comun poporul ăsta, să înseamnă că nu mai suntem buni de nimic. De nimic nu mai suntem buni. Ne-am pierdut cu totul. Dar spune-te rog frumos, Mitică, zi-mi și mie, după părerea ta, de ce atât de mulți oameni, aproape ca niciodată, îi vor capul președintelui PSD acum? Alo, nu vă aud. Încă o dată te întreb, Mitică. De ce crezi tu că atât de mulți oameni îi vor acum capul, din punct de vedere politic, domnului Dragnea? Da. Nu vă aud. Eu sunt unul din acei indivizi, din acei cetățeni care îmi vreau capul lui Dragnea acum. Nu știu care spuneți dumneavoastră că îi vor capul afară de cetățenii. Adică statul paralel încă o dată este așa format. Din cetățenii, vorba lui Cătălin Iban, poporul român e format, România este formată dintr-o clasă politică foarte bogată și o populație foarte sărace. Păi da, și cine-i de vină? Noi suntem numărul unu, noi suntem. Despre asta vorbim. Noi suntem din o dată numărul unu, mai ales dobitocul Dimitică fiind pensionar care a predominat și s-a dus și a votat acolo pentru că a văzut 1000 de lei, 100 de lei a văzut la cuponul de pensii, dar n-a fost în stare să-l întrebi tine potisul. Ia fă măi tataie calcul, acest milion, dacă îl ascultam pe nepotul meu, acel milion pleca de 3 ore în pilul înapoi. Ultima întrebare, doamna Corina Crețu, pe care o vezi aici alături de noi în imagini, ar putea fi o variantă de preluare a PSD-ului în opinia ta? Nici o secundă, pentru că este foarte deșteaptă, inteligentă, dar e așat în viață, o viață așat în spatele lui tovarșul Ilescu. Punct! Mulțumesc. Și asta a terminat-o. Singura variantă pe care îl văd câtuși de câtuși, ca să nu fug din România și să merg mai departe, este un Cătălin Iban. Nu pentru acum nu îl urmăresc, de mult timp îl urmăresc. Bă, dar el simt... a sărit la câtuși. Și a sărit la ghetuși, un John a sărit la ghetuși, Dragnea acum, domnule. Mersi mult și mie îmi place foarte mult de Cătălin. Cătălin Iban este într-adevăr un tânăr politician de ispravă și foarte, foarte inteligent. N-are nicio șansă să preia PSD-ul, absolut nicio șansă, pentru că, calitățile pe care le are Iban sunt aproape incompatibile cu leadership-ul Partidului Social Democrat, după părerea mea. Îmi pare rău să spun asta despre Cătălin Iban, dar așa cred eu. E foarte bun, atât de bun încât nu poate fi președintele PSD-ului. Mergem mai departe. Bună seara, sunteți în direct. Alo? Alo. Bună seara, sunteți în direct. Victor sunt. Victore, salut. Salut, Victor, ești în direct. Cu privire la cine să preia șefia partidului la PSD, eu zic că cel mai bun este Chirică, ca să termine hoțul din PSD-ul. Primarul Iașului. Și primul lucru, președintele să dea decret, domnule, că are voie să dea decret, să dispară de la conducerea PSD-ului, că sunt hoți. Mi-au tăiat pensia în Severin, ochiul scos, mi-au tăiat pensia. Doamna Via Olcuța Vasilescu, vreau să-i dau ei 339 de lei să-și cumpere ea medicamente și tratamente. Da. Niște hoți. Da, mersi mult de tot.
Mergem înainte să mergem la Elena, pe care o salut, să rămână Elena. Bună seara. Vreau să vă spun, stimați telespectatori, dar bănuiesc că ați citit pe benzile galbene toată emisiunea. N-am vrut să deschid și dialogul cu dumneavoastră, pentru că vreau să mă mai documentez. Eu sunt nepregătit eu. Pe Corina Crețu, repet, o știu foarte, foarte bine. De 26-27 de ani o știu foarte bine. Pe Adrian Ciuțuianu nu-l știu foarte bine. A fost ministru al apărării, am fost colegi în Parlament. Nu-l știu foarte bine. Dar dacă este adevărat că și l-a luat ca strateg, ca sfetnic, pe... acesta este domnul Ciuțuianu, Adrian Ciuțuianu, l-aveți în imagine, fostul ministru al apărării. Dacă și l-a luat ca strateg pe... Cum îl cheamă, mă? Pe Pieleanu. Marius Pieleanu, nu? Dacă l-a luat pe Pieleanu ca strateg, adică avangardul și toată elita de la Antena 3, înseamnă că e în cărți foarte mari domnul Ciuțuianu să preia Partidul Social Democrat. L-am dat astăzi doar pe benzile galbene ca preambul al unei emisiuni speciale. Asta era Elena care bipăia așa? Bine, Elena a pierdut legătura telefonică. Nimic, o să avem mai alt telefon. Vreau doar să vă spun că nu l-am omis. Azi doar am făcut încălzirea motoarelor pentru că voi face o emisiune specială dedicată posibilității ca domnul Adrian Ciuțuianu, șeful PSD-ului Dâmbovița și fost ministru al apărării, să preia partidul într-o manieră foarte interesantă. Pentru că Ciuțuianu joacă foarte, foarte egal și foarte bine și foarte înțelept, din ce am urmărit și din ce m-am documentat și eu, între Mihai Tudose, premierul României, și nu mai luăm și un telefon, am înțeles că nu mai avem timp, între Tudose și Dragnea. Repet, un caz foarte interesant, un studiu de caz foarte interesant, Adrian Ciuțuianu, șeful PSD-ului Dâmbovița și posibilitatea ca domnia sa, fost ministru al apărării, să devină chiar șeful PSD-ului pe țară, nu doar în Dâmbovița. Rămâneți cu B1 TV, Bună România, cu Buzeanu și Zamfir urmează. Noi ne revedem, dacă ne ajută Dumnezeu, mâine la ora 17. Până atunci, toate cele bune.